De asta e. Și stai acolo în lumea ta, te visezi, dormești, așa, și deodată s-au zis, moment în care te trezești pe un pic și ce s-au zis? Nimic. Mamă! Și spore ăla și e tipul ăla de sporit alternativ pe care nu poți să-l, nu știu, să-i prinzi ritmul, că-i... Păi, o fază de pauză de 2 minute, ce fac acum? Hai, repede, să dorm, hai! Păi, trică-i vreun... Ce? Cât mai am până la un... Oh, shit! Hai, repede, să dorm acum, băi, hai! Și nu știu dacă am stat peste sforitul ăla. E un prieten foarte drag, micuț, are genul ăsta de sforit. L-am rugat foarte mult când am fost undeva când ne-am întâlnit împreună. Și zic, bă, lasă-mă, știu că sforit, lasă-mă să dorm eu înaintea ta și după aia nu știu, așteaptă-mă 10 minute, dar nu am nicio problemă. Și a avut de la un punct încolo un sforit care venea ceva de genul ăsta. Timpul în care stăteam cu inima cât un pârci și eram cu aia, nu muri, că vreau să dorm. Îți bați joc de mine, e nebunima ta. Te rog, ești timpul de lui. De unde lumânări, de unde suntem plecat, sună la salvare. Mi-ai făcut tot somnul, stai să. Și la un moment dat eram cu rugăminți maxime. Hai, de mare! În care m-am dat jos, m-am dus înspre ei, i-am zis, Doamne, ia-l la tine! Fă-l înger, fă-l arhanghel, fă-l ce vrei, nu mai ia-l, că vreau să toară. Și n-ai cum, nu există metodă, îl întorci pe o parte, pe alta, îi dai un pumn la ficat, îi pui până la nas, până se îmbinețește. Îl rog frumos, bă, nu mai spune, dau nicio problemă! Iei o pernă, ți-o pui pe cap, pe ureche, să nu-l mai auzi forei. Ăla e momentul când creierul nostru funcționează împotriva noastră, pentru că atunci când ți-ai luat o pernă, ți-ai pus-o pe cap, pe ureche, să nu-l mai auzi forei, te concentrezi să-l auzi forei. Stai acolo și ia să văd, nu-l mai aud? Nu mai aud, mă, gamești fișoare! Și n-ai senzația puternică pe care o ai în momentul ăla, sunt niște energie acumulați pe care nu poți să-i dai pe nimeni. Că el doarme și doarme un pământ. Și are și ochii închiși și un pic limba, parcă e un bebeluș, nu spune, dar spune, tu smoții, mă, de la vaciu scoală, că nu te mai suport. Nu se faci chestia aia, că trezești și spui toate, ce-mi ții, mă, așa, unde trebuie, ce-mi ții, că așa? Deci se repune de acolo, sfărăi! Se uită la tine, că ce mai eu? Ai omorât altă noapte, Hermine, cu prostă. Erai tu băuți. Ai halucinat, mai mănâncă și tu. Da, oameni, dar și vreau să vă las cu o poveste. Eu știu că am mai zis-o prin Constanța, dar mi-e dor să vă repovestesc. Este despre o profesoară de-a mea din liceu de istorie. Că, cumva, na, fiecare a avut în viața lui de liceu, a avut, sau nu știu, generală, gimnasiu, liceu, habar, na, profesorul ăla care era mai mult despot, tiran, ăla de în loc să te înveți, băga frica în tine, serios. Da. Și nu știu, fiecare poate a avut bulanciul de română, nefutută de matematică. La mine a fost profesoara de istorie care, vă jur, când intra în clasă, orice urmă de speranță, de voie bună, de căldură și iubire se risipea în eter, cu 5 pași înainte să intre în clasă. La celălalt profesor nu scârția ușa, la ea da. Atât de malefică era această profesoară, pe bune, când intra la orele de istorie, noi înghețam efectiv de frică, era o femeie mare, cât un munte venea.